Un miliardar s-a deghizat în om al străzii să vadă dacă cineva l-ar ajuta. Ceea ce s-a întâmplat apoi a uimit pe toată lumea. Acest experiment a fost realizat într-un oraș foarte mare, pe o stradă unde treceau adesea foarte mulți oameni. Un miliardar s-a îmbrăcat precum un om al străzii și a pus o barbă și a creat un aspect de om neîngrijit și nespălat și a luat niște haine rupte și murdare, iar pe cap și-a pus un fel de șal care contura și mai mult aspectul său de om al străzii. Lângă el era un afiș pe care scria: "Vă rog, ajutați-mă." Miliardarul a stat pe betonul rece, pretinzând că este un om al străzii care avea nevoie disperată de câțiva bănuți pentru a-și lua ceva de mâncare. Acesta a fost un experiment social. Miliardarul era curios să vadă câți oameni l-ar ajuta dacă l-ar vedea atât de amărât, de murdar și de nevoiaș. Pe lângă locul unde stătea bărbatul treceau sute de oameni în fiecare minut, dar nimeni nu se uita la omul sărman. După aproximativ o oră, un tânăr i-a aruncat o monedă de 50 de bani în paharul care era așezat în fața lui. Tânărul nici nu s-a uitat la el, ci pur și simplu a aruncat acei bani într-un mod total lipsit de bun simț și respect. Chiar dacă era primul om care îi dădea ceva, felul în care i-a dat acea monedă a fost tare neplăcut. Trecuseră aproape 2 ore, dar nimeni nici măcar nu se mai uitase la omul amărât. Lumea trecea pe lângă el de parcă acesta ar fi fost invizibil. După ce trecuseră 4 ore, un bărbat s-a oprit lângă el. Atunci miliardarul, care pretindea că este un om al străzii, i-a spus acestuia: "Vă rog să mă ajutați, domnule, îmi este foarte foame. Nu am mâncat nimic de câteva zile bune." Bărbatul a scos portofelul din buzunar și s-a uitat în el, însă acesta era gol. S-a gândit câteva secunde, apoi a deschis sacoșa pe care o avea în mână și a scos o pâine și o cutie mare de pateu, apoi i le-a întins omului străzii și i-a spus: "Îmi pare rău, nu am bani să vă dau, am doar această pâine și această cutie de pateu. Asta este tot ceea ce vă pot oferi. Poate vă ajută să treceți peste ziua asta grea." Atunci omul, care părea sărman, i-a răspuns acestuia: "Îți mulțumesc tare mult, domnule. Te pot întreba ceva?" "Desigur," a răspuns atunci bărbatul. Omul străzii l-a întrebat: "Ce anume te-a făcut să te oprești și să mă ajuți? Stau aici de 4 ore, iar tu ești singurul care m-a ajutat." Atunci bărbatul i-a spus: "Mi-a spus că vă e foame, domnule, iar eu știu prea bine cum este să fii flămând pe străzi. În fiecare zi merg pe jos, indiferent de cum este vremea, cam 10 km până la fabrica unde lucrez. Iar uneori plec nemâncat de acasă, doar ca cei 2 copii ai mei să nu fie nevoiți să adoarmă flămânzi. Dacă ei au tot ce trebuie, sunt cel mai fericit și simt că am și eu." Apoi omul deghizat în cerșetor s-a ridicat în picioare și i-a spus adevărul bărbatului. L-a privit pe acesta în ochi și i-a zis: "Nu sunt un om al străzii, ci sunt un miliardar. Am făcut un experiment pentru a vedea cum se comportă oamenii atunci când văd un om amărât." Apoi a scos din buzunar un carnet de cecuri și i-a scris un cec de 1.000.000 de euro. Apoi i-a spus: "Acest cec este pentru tine. Sper ca banii aceștia să te ajute pe tine, pe copiii tăi și pe soția ta să vă începeți o nouă viață mult mai bună și mai frumoasă." Bărbatul privea la cecul pe care îl ținea în mână și nu îi venea să creadă ceea ce vedea. Nu își mai putea abține lacrimile, iar atunci a spus: "Nici nu știu ce să spun, domnule." Miliardarul i-a zâmbit și i-a spus: "Nu trebuie să spui nimic. Bunătatea ta a spus totul." Bărbatul i-a spus miliardarului: "Asta îmi va schimba complet viața. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, domnule." Acela a fost un moment tare emoționant pentru amândoi, dar ne-a învățat o lecție prețioasă. Această poveste impresionantă ne amintește de frumusețea umanității și de puterea compasiunii. Sute de oameni care au trecut pe lângă omul sărman păreau bogați și înstăriți. Aveau atât de multe și totuși nu i-au dat nimic acestuia. Dar bărbatul sărac, care avea atât de puțin, i-a dat tot ceea ce a putut, deoarece știa prea bine cum este să fii flămând. În viață trebuie să arătăm respect și compasiune față de fiecare om. Viața este prețioasă și trebuie să ne iubim și să avem grijă unii de ceilalți și să nu rămânem indiferenți la necazul și suferința cuiva. Mulți dintre noi trecem zilnic pe lângă oameni amărâți.
Adevărul este că un singur om nu poate ajuta pe toți săracii din lume, dar fiecare dintre noi poate ajuta un sărac. Dacă fiecare ar ajuta pe cineva zilnic și dacă am fi mereu buni și umili, lumea ar fi un loc mai bun. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.